Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat în joculeț. Avem aici un Golden Chest de deschis, care are 532 de gold, Goblins, Firecracker și Skeleton Barrel. Ok, și Zapis. Bun. Am luat 200 de Star Points. Mai avem aici un Crown Chest. Hai să vedem ce găsim în el. 1138 de gold, 4 gemuri, avem Elixir Golem, Mini P.E.K.K.A. și Flying Machine. Da, vedeți, pentru toate cărțile rare ne luăm extra... ne luăm Star Points, bineînțeles, și extra gold. Ok, și prin clan pe aici nu mai e nimic de schimbat. Bun. Ok. Băi, uite, a început un fel de event aici, da? Golden Rush, în care putem să câștigăm până la 10.000 de gold din meciurile de 1v1. Mai mult decât atât, putem să ajungem la următorul reward din arenă, anume acest Magical Chest. Eu sper să reușim să ajungem. Avem nevoie de o singură victorie. Dacă câștigăm primul meci, cu siguranță vom lua acel reward, pentru că mai avem nevoie de doar 25 de trofee. Hai să începem cu arcașele din spate. Pun aici Tesla pentru acel hog. Bun, scăpăm și de Wizard. Și acum s-ar putea să aibă... N-a avut... mă așteptam să aibă o Skeleton sau beți. Da, e ok și așa. Băi, am scos 3 trupe cu 3 trupe. Doar că arcașele sunt un pic mai ieftine. Adică, mă rog, Mini P.E.K.K.A. cu Mini P.E.K.K.A. s-au anihilat reciproc. I-am scos Wizard-ul, care avea 5 elixir și Hog-ul cu 4. Dar Tesla avea tot 4. Practic avem un avantaj de... 3 elixir. Sau de 2. Nu, de 2. Hai să vedem dacă ajunge pe turn Valkyra. Și a ajuns. O să dea câteva hituri bune acolo. Cred că 4 sau 5. Și mai dăm o rachetă pe Wizard. Bun. Începem să ne conturăm un avantaj. Hai să vedem acum are răspunsul lui, da? Reacția lui. Am așteptat să trimită Hog-ul super rapid, după ce am dat eu racheta, dar n-a făcut-o. Poate pregătește un push mai puternic. Aia nu chiar. Excelent, ce bine că și-a schimbat targetul acolo. Hai să trimitem Hog-ul. Aștept să pună și el Mini P.E.K.K.A. Da, și probabil a renunțat la match. Băi, asta e bine, pentru că dacă luăm 3 crown se simte mult la gold. Avem practic 1000 cu încă 800, 1800 de gold cred că primim, da, la 3 crown. Da, excelent. Ai de ce ușor se face gold în Clash Royale. 1844 de gold în Silver Chest și ne putem deschide următorul reward. Da, acest Magical Chest. Hai să vedem ce găsim în el. Avem 1504 4 gold, Barbarian Hunt, Mega Minion, 4 Wizard, Fire Spirits, Inferno Tower, Electro Dragon și o legendară. Păi, o legendară din Magical Chest. Păi, eu zic că e mare lucru. Hai să vedem ce ne picăm. Ok, Graveyard-ul, facem 13 bucăți de Graveyard. Ok, avem și extra Star Points. Bine, nu ne dau ei chiar cât ne apare acolo. Dar e ok. Păi și având în vedere că am terminat cu toate epicele, nu, cu toate rarele, da? Deci nu mai am nicio rară de... Toate sunt maxate, toate sunt la level maxim. Ultimul era acest Hell Spirit. Putem deja să începem să creștem din comune și o să încep prin a aduce acest
Skeleton Dragons la level 11 măcar, sau cât ne permite goldul. Ok. 6. Avem level 7. Level 8. Level 9 și și level 10 putem să facem. Aici ne trebuie 20.000. Da. Bun. Așteptăm să mai strângem gold și revenim la el. Da, după care vom continua să maxăm toate comunele și apoi vom vedea ce va mai fi. Câte avem? 2, 4, 6, 8, 10, 12, nu, 11 cărți comune mai avem de maxat. Restul sunt toate la nivel maxim. Ok, hai să ne întoarcem în arenă. Băi, aș mai da un match, după care vom juca la War. Vedem că War o să înceapă în 35 de minute. Pe aici am terminat toate chestiile momentan. Hai să dăm un match de 1v1 în arenă. Poate mai reușim un 3 crown, ar fi grozav. Bun, începem cu arcașele. Să trimit și hai să trimitem mini peca mai degrabă în spate și Valkyra undeva pe aici. Ah, și are Firecracker-ul ăla. Cu puțin noroc am fi prins acolo turnul cu mini peca. Trebuie să... Hai că scăpăm bine. Scăpăm ușor. Putea fi mult mai rău acest atac. Hai să așteptăm. Să vedem care va fi următoarea lui mutare. Dacă nu vom începe noi cu mini peca din spate, de fapt, cred că așa vom și face. Nu merită racheta cu Valkyra pe turn acolo. În schimb, acest fire cred că ar trebui scos. Punem și noi o Valkyra. Păi și aș pune un freeze aici. Hai să vedem dacă... uite că a greșit și m-a lăsat cu mini pegană în preajma turnului. Ok. Băi, mă aștept să trimită ediții. Trebuie să punem și arcașele. Nu. Damn it, mi-a prins una dintre... Ok, scorul e cam egal din nou. Nu o să lăsăm dar să pabrim aici. Hai să trimitem fog-ul. Să vedem cum reacționează la acest push. Din păcate n-am prins și cel de-al doilea elite barbar. Ok, punem arcașele aici. Băi, și scăpăm foarte bine. Chiar foarte bine din acest atac. Mai mult decât atât, suntem la distanță de o rachetă de acel... de victorie. Bun. Ok, trimitem racheta și obținem încă o victorie din acest episod. Excelent. Bun. Da, ne luăm și 400 de coins, de gold. Da, mai creștem un pic în arenă și hai să vedem. Mergem aici la War. Și haideți să continuăm cu meciul la War. Ok, hai să ne facem repede un deck. Avem aici Lumberjack, Freeze și Fireball. O să mai luăm... Băi, hai să luăm... destul de greu aici. Să ne decidem.
Da, cred că o să iau și din cărțile de level 11. Hai să luăm totuși un tank, o să iau Giant-ul, că e un pic mai, mai ieftin. Vom mai lua Electro Wizard-ul. Băi, și Rem Rider-ul e bun. Hai să luăm și Rem Rider-ul. Și aș mai vrea un, un building, dar nu... Nu prea avem ce, doar X-Bow și e destul de costisitor. Hai să mai punem Minions și... Să punem oare Aisu sau Logu? Ba, știi ceva? Hai să luăm Logu. Bun, și avem un deck de 4. Nu putem să ne dăm încă lupta, pentru că se joacă cineva. În acest moment mai sunt 10 secunde oricum din match. Hai să îl spectatăm un pic, să vedem ce deck a folosit el. Ok, a folosit Hunter. Băi, Hunter-ul da, chiar e o carte bună. Ok. Uite, dacă aveam un freeze acum. Bă, Hunter-ul ăla chiar e o carte bună. A, din păcate a pierdut. Ia să mă uit odată. No, eu zic că e ok de cum. Hai să dăm, drumul la meci. Și sper eu să obținem victoria. Băi, ăsta chiar că s-ar putea să fie ultimul war. Dacă nu, înseamnă că update-ul nu mai vine în august și vine la 1 septembrie. Chiar un hunt acolo, nu cred că îl scoatem doar cu un fireball, dar hai totuși să încercăm. Bun, trimitem și Lumberjack-ul aici în fața Electro Dragon-ului. Hai să vedem. Și scăpăm cât de cât bine din acest atac. Bun, trimite și Giant-ul. Ok, o să dau și un log aici. Și un fireball pe trupe. A, ne-a dat ceva de damage în partea stângă. Mai mult decât mi-aș fi dorit, dar am făcut compromisul ăsta. Credeam că vom avea un push puternic pe dreapta. Hai să vedem. Mai cred că o să încep tot cu Electro. Da, și așteptăm să vină să vină Elixir Golem-ul. Băi, îmi place maxim când Elixir Golem-ul e în deck-ul adversarului, dacă mă înțelegeți. Mie nu mi se pare o carte prea bună, dar acum fiecare joacă cum crede. Nu se duce în față Rem Rider-ul, din păcate. Dar oricum, dă un push destul de bun acolo. O să dau și un... Fireball. Și hai să vedem. Ok, mai dăm și un log aici. Și trebuie să punem Lumberjack-ul. Dacă ajunge Hunter-ul pe turn, e de rău. Sper că de data asta se duce în față Rem Rider-ul. Oricum, avem și freeze-ul. Și ar trebui să-l rupem aici. Nu chiar. Hai să vedem. Să dăm un log. Spunem și Rem Rider-ul aici. Ok, mai dăm un fireball pe turn. Și cu logo ar trebui să-l scoatem, cred. Hai să vedem. Nu sunt sigur ce... Da, la level 12, da, trebuie să-l scoată. Bun, și obținem victoria la war. Băi, destul de greu a fost acest match. Am avut noroc, ce-i drept. Deck-ul nu a fost foarte, foarte wow, dar cu puțin noroc am reușit să câștigăm. Bun, cam atât cu episodul de azi.
Sper că v-a plăcut. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!